Marți, în cadrul unei întâlniri la București cu ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, a fost ridicată tema încălzirii în mai multe orașe pentru iarna 2018-2019. Sigur că nu numai la Suceava sunt probleme termoficare, suntem într-o companie selectă, ca să spun așa, Timișoara, Constanța, Oradea, Arad, Botoșani, Bacău, Focșani, Pitești, Tulcea și altele. Sigur, domnul ministru a rămas puțin așa nedumerit, cum de nu se reușește modificarea acestui ordin de ministru în care trebuie adăugată o jumătate de frază. Ca variante de sprijin, o sursă ar fi fondul de rezervă al guvernului, care însă are nevoie de aprobare de la Bruxelles, iar o alta ar fi creditul din trezorerie. Pentru Suceava, suma necesară pentru această iarnă ar fi de 15 milioane de lei, iar solicitarea de la guvern a fost de 10 milioane de lei, chiar un sfert față de alte municipii. În lipsa biomasei, producătorul de agent termic Bioenergy a solicitat ca municipalitatea să majoreze tariful. Acest lucru se va întâmpla în ședință extraordinară de Consiliul Local la 15 octombrie, exact data la care poate fi furnizată căldura conform legii. Până atunci, majorarea tarifului se află în dezbatere publică. Aceeași lege prevede posibilitatea ca încălzirea să fie totuși pornită și dacă sunt cel puțin 3 nopți consecutive cu temperaturi sub 10 grade Celsius, care se vor înregistra săptămâna viitoare. Undeva la 15 octombrie, până la 15 octombrie, să găsim și soluții scrise, trecute prin Parlament sau ordonanță de urgență, pentru că de atunci se începe furnizarea de căldură sau în jurul datei de 15 octombrie, având în vedere faptul că sezonul rece este socotit în legea 15 octombrie, dar depinde de acele zile dacă sunt 3 nopți la rând, temperatură sub plus 10 grade și așa mai departe. Dacă nu e 15 octombrie, nu avem nici acea subvenție în avans și așa mai departe, noi nu putem da decât în sezonul rece. Sezonul rece e legiferat în România, 15 octombrie până pe 15 martie când se dă căldură în oraș. Aprilie. În privința termoficării, primarul Ion Lungu le atrage atenția consilierilor locali că aceasta nu este doar o problemă a primarului, ci a întregii comunități, reprezentată tocmai de consilieri. Dacă luăm cu istoria din urmă, știm foarte bine cum a fost băgată pe gât. Deci a fost băgată pe gât această centrală, n-a cerut-o primăria. Deci întâi s-a dat hotărârea de guvern în care ni s-au transferat aceste centrale, după care am dat noi hotărârea de consiliu local. Sunt memorabile vorbele mele de atunci când eram lider opoziției în Consiliul Local și am spus că această centrală va atârna ca o piatră de moară gâtul Consiliul Local. Din păcate s-a adeverit. Deci ne-a băgat-o pe gât o societate ineficientă. Toți cei care ne critică azi, ei erau la guvernare pe atunci, da? Și aveau și funcții în zona aceea. Așa cum am spus și altă dată, eu nu sunt disperat că pierd electoral. Nu sunt disperat. Am fost ales de 4 ori suceveni, le mulțumesc. Dar totuși este o problemă de responsabilitate. Nu e problema lui Lungu este și el în filmul ăsta, dar toți am contribuit într-un fel sau altul. Da, eu sper și fac un apel, un ultim apel, să nu politizăm subiectul, să găsim soluții. Conducerea administrației locale va fi de acord doar cu majorarea costului de producție, nu și a celui de transport. Astfel, Suceava riscă să cheltuiască pe subvenții 10% din bugetul anual, adică aproximativ 5 milioane de euro.